Da, toate acestea s-au făcut ca să nu se batjocorească numele lui Dumnezeu între neamuri. Vedeți ce e interesant? Deci și dacă ești un preot nevrednic și ai făcut un maslu și s-a vindecat cineva, nu s-a vindecat pentru credința ta, pentru credința lui și pentru lucrarea Duhului Sfânt. Dar tu la judecată tot dai socoteală de ce ai greșit. La fel va fi și cu cel care a strâmbat credința și cu cel cu credința greșită. Ce se întâmplă? Noi trebuie să fim foarte logici și atenți. Tot ce se cheamă om pe fața pământului, începând de la hindus, budist, confucianist, islamist, romano-catolic, ortodox și toate sectele creștine, toți oamenii au suflet viu, au putere cuvântătoare, au inteligență și putere rațională și suflet nemuritor. Acela a fost spus de Dumnezeu. Noi, ca oameni pe pământ, nu vom putea vreodată tăcere socoteală lui Dumnezeu. Doamne, dacă știu că ăștia sunt eretici, de ce ai lăsat să mulțească? Sau dacă aia sunt păgâni, de ce ai lăsat să mulțească? Sau dacă aia n-au religie ortodoxă, de ce ai lăsat să existe? Este un singur răspuns la Dumnezeu pentru acest lucru pe care noi încă nu-l putem desluși în cuvinte omenești. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acestea trebuie să le aduc la Tatăl. S-ar putea să fie vorba de ei, noi nu știm. E o acoperire a existenței acestor oameni pe pământ. A doua, în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Noi nu știm la ce s-a referit aici Dumnezeu. Dacă în împărăția lui Dumnezeu, dacă la raiul desfătării, dacă la sânul lui Avram, dacă la împărăția cerurilor, sau dacă s-a referit în transcendentul necunoscut, unde stau ce? Și locașurile demonilor despre care spune Dumnezeu așa. Și nu o spun eu, nu mă pot legitima, vă spun doar cu argumentul Sfintei Scripturi, pentru că este singura carte în care te poți coordona. Mergeți de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic gătit satanei sau diavolului și slugilor lui. Și ăla e tot un loc. A văzut cineva iadul dintre noi, știe cum arată, a călcat pe acolo? Nu. Nu știm nici amplasamentul, nu știm nici dimensiunea, nu știm nici chinul, nici greutatea. Știm doar că e un loc fără Dumnezeu. Sau este vorba de un foc veșnic spus din gura Mântuitorului Iisus Hristos, pe care dacă îl cauți în ambigua lui Maxim Mărturisitorul, găsești un lucru de te înspăimântă. Știți ce spune Maxim Mărturisitorul? Când va pune Dumnezeu tronul de judecată pe norii cerului, pe la picioarele lui va trece râul de foc dumnezeiesc. Țineți minte. Râu de foc dumnezeesc. M-aș întreba acum, de ce îi trebuie blândului păstor și bunului Dumnezeu și milostivului Dumnezeu râu de foc? Dacă ne aducem aminte din ierarhia lui Dionisie Areopagită despre ierarhiile cerești, noi știm că există spațiu cosmic, interstelarul acesta, inert, unde stau planetele și se mișcă în gravitație și există, sau văzduhul, cerul dracilor, dar noi știm că există cerul de foc sau cerul purificator de care nimic necurat nu trece în împărăția lui Dumnezeu. Asta și după Iosif Vreniu, și după Atanasie de Parus, și după dogmatica lui Damaschin, și după dogmatica ortodoxă, și după toate scrierile patristice, pentru că noi nu știm ce e dincolo de foc. Culmea, că această purificare a focului dumnezeesc poate fi voința dumnezeiască, legea dumnezeiască, măsura dumnezeiască, n-aș putea să mai găsesc o interpretare, filtru între care materia se curăță de la văzută la cea nevăzută. Hai să zicem așa, pe înțelesul dumneavoastră.
Și spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că atunci când sufletul vine la judecată în fața lui Dumnezeu, acel foc dumnezeiesc are două calități. Așa spune. Bine și rău, întuneric și lumină. Când apare un om, un suflet curat și nobil, trecând prin focul acela, strălucește ca aurul și spune, drepții vor străluci ca soarele. Ca aurul să lămurește în topitoare, să curățește și strălucește. Și dreptul trece prin focul acela dumnezeiesc, dar cum? Cum au trecut tinerii din Babilon atunci când i-a băgat în Nabucodonosor și în loc să ardă, stăteau ca la umbră. Deci focul acela devine rouă dumnezească, devine mângâiere divină și har curățitor pentru cei drepți. Vedeți ce e interesat? Ce poate face iubirea dintr-un foc nematerialnic dumnezeesc? Și ei pleacă strălucitori în ceata dreptilor. În schimb, pentru cei păcătoși, devine un foc care conservă și dezvoltă simțurile și păcatele îndulcite și duse la extrem în viața păcătoasă, patimile raționale din noi, că doar noi patimile le gândim cu mintea. Mi-a plăcut astăzi când un băiat simpatic a scris în spovedanie, părinte, mă mai uit la forme de femei. Și eu am luat așa în glumă, zic, dar sunteți arhitect? El a zâmbit că a înțeles ce vreau să spun. Și asta vreau să vă înțeleg, că toți ce noi construim în minte, impresii, cum să te îmbogățești, cum să furi, cum să curvești, cum să te simți bine, cum să te destrăbălești, cum să întinzi la maxim și para, mega, senzația, acolo ți-o mulțește Dumnezeu, ți-o conservă în focul ăla, dar nu te hrănește, aia te arde. Deci nu-i vorba de foc că ai pus povestea cazanilor pus moală și cu pucioasă și cu draci și cu lemnile și cu... Astea sunt povești nemuritoare. Este vorba de o poftă care nu ți-o poți îndeplini. Așa cum tu ești orgolios și invidios și dușmanos și răutăcios, unul are și tu n-ai și mor de ciudă că ăla are și te consum și te rozi și invidiezi și pismuiești și crapă ceva în tine, așa e focul acela al lui Dumnezeu care le dezvoltă în tine, dar nu ți le mai hrănește niciodată. Rămâi cu ele doar aprinse și neîmplinite. Și acela este chin dumnezeiesc, spune Ușa Pocăinței, Zosima Pascal, și spune în sfârșitul omului și în Hristoitia și în Războiul Nevăzut, mi se pare, Nicodim Aghioritu, că omul rămâne cu aceste pofte exacerbate neîmplinite și atunci el arde ca un jăratic. Nu-i vorba propriu-zis de un jăratic că stai și te prăjești. Acolo este altceva, un foc care conservă și transformă. Vedeți, dreptatea și fericirea și bucuria și iubirea o face în sfințenie și lumină, iar păcatul îl face în întuneric, lipsă de Dumnezeu, de lumină, că ăsta e întunericul de care vorbim, și de dor, de consum păcătos, absent, ce trebuie să ai la un păcat? Subiect și predicat. Tu ești subiectul care te coci, n-ai unde să ți-l desfășori. Și asta înseamnă munca chinului veșnic, vermele neadormit. De ce v-am amintit lucrul ăsta? Nu ca să vă plictisesc. Ca să vă fac să înțelegeți că foarte mulți încearcă să-i explice ei prin filozofiile lor toate poveștile astea inexplicabile sau interminabile sau, mă rog, în primul rând, măcar de ar avea în ele o boabă de adevăr, nu știu să explice lipsa absenței sau absența dumnezeiască. Vedeți? Noi când ne enervăm și devenim nihiliști sau atei sau devenim necredincioși sau devenim hulitori, ce spunem? Ai băi, m-am rugat și nu mi-a ajutat nimic, am mers la biserică, n-am rezolvat nimic, dacă n-am rupt eu cărțile de rugăciuni, mă, termină cu prostiile astea. Tu o spui cu năduf și cu ură, insatisfăcut că n-ai reușit să iei contactul cu Dumnezeu. Dar cu atât mai mult în iadul nu-l mai vei vedea în vecii vecilor. Doar rămânând rațiunea ta, care e de sorginte divină, conștiința care e de sorginte divină și puterea cuvântătoare care e de sorginte divină. Vă dau o pildă și mai ușoară, că aș vrea să plecați lămuriți. Ești o soție ideală și îți prinzi soțul în sperjur, în adulter. Nu-i spui nimic.
dar te coci și te perperești cum se perperește vânăta la foc sau ardelul când îl faci cu mujdei și cu sos. Și rabzi, rabzi și ții și ții și ții și izbucnești și plângi și înnebunești și te rogi și te consumi. Cum? De ce? De ce? Ei, așa va face sufletul în iad. De ce m-a lăsat Dumnezeu? De ce m-a abandonat Dumnezeu? De ce m-a părăsit Dumnezeu? Cum să nu fiu vrednic de fața Lui? Și vedeți, are și Dumnezeu o ironie. Ne spune învățătura despre suflet și acelor 40 de zile în eschatologia particulară că Dumnezeu a rânduit din lucrarea Lui divină că atunci când sufletul iese din trup să treacă 6 zile prin frumusețile raiului, să vadă ce este acolo. Și spune mai departe în învățătură că de ce a lăsat Dumnezeu lucrul ăsta? Să aibă omul rațiunea exactă de ce s-a lipsit atunci când nu va mai fi acolo. E ca și tu care descoperi că ai avut o familie ideală, că ai avut tot ce trebuie, că ai avut tot ce e frumos și te-ai trezit deodată gol și singur și te autodistrugi și te autoconsumi singur. Așa se vor autoconsuma păcătoșii în viermele cel neadormit. Conștiința. V-am explicat aceste lucruri ca să încheie Evanghelia și predica de astăzi printr-un singur lucru. Sărbătoarea Sfinților Apostoli poate fi omagiată printr-un acatist, prin spovedanie și împărtășanie, cum ați făcut azi, un lucru exagerat și bun de frumos, fără cuvinte, printr-un tort, printr-un pahar de șampanie, printr-un cadou, printr-o floare, printr-o vorbă de bun simț, printr-o alocuțiune și prin gestul de a fi întocmai ca patronii care îți guvernează casa, dacă te cheamă Petru, să ai icoana Sfinților Apostoli sau dacă te cheamă Pavel, și printr-o viață demnă creștină în care să demonstrăm că suntem ucenicii lui Hristos. Ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Amin. Amin.